Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Astăzi este prima zi în care, mă rog, în care se duc testele alea antigene cu salivă, mă rog, care la școală. Și făcute azi. Se fac azi? Da. Face cineva azi testul sau s-au făcut ieri? Cine a făcut? Sau sâmbătă? Mă uit la voi. Sau alaltă. Da, hai să vorbim despre asta. 0372069599, despre testele antigen. Cum a mers toată situația și chiar așa o fie și vreun copil pozitiv la testele astea, că înțeleg că părinții dau... Să sperăm că nu. Spun, al meu a ieșit pozitiv și nu vine la școală. Cum a fost? În cele mai multe cazuri, părinții sunt cei care vor trebui să facă procedura și să supravegheze procesul și tot ei urmează să transmită responsabililor din unitățile de învățământ rezultatele. Așa este informația. Testarea se bazează pe buna credință a părinților. Deci, da, în principiu nu se poate verifica dacă testele sunt făcute corect, nici dacă vor fi raportate în caz că sunt pozitive, dar oricum fiecare test pozitiv implică niște proceduri ulterioare și trebuie confirmat de teste RT-PCR. Unii părinți au fost chemați, chiar cum ați primit dispozitivele astea? Pentru că unii părinți citesc că au fost chemați la școală să ia dispozitivele sub semnătură, alții le-au, mă rog, altora le-au adus copiii în ghiozdanel. Copiii mai mari le-au adus acasă. Da. În Speță Ștefan, clasa 6. Radu, clasa a doua, trebuie mai căsa să le ia de la învățătoare. Și s-a semnat? Da. Ele? Și asta o să se întâmple fiecare săptămână? Nu știu. Deci, practic, în fiecare săptămână ședință cu părinții. Te duci? Ei... Se duc în fața școlii părinții, se întâlnesc cu doamna care are sarsanarele făcute, că sunt punguțe de alea în care sunt câte două teste. Și le dă testele. Na. Ce vrei să fac acum? Bun, acum fiecare se organizează cum crede. Mă refer la școli, ceea ce poate nici nu e atât de rău, de fapt, și am vrea să știm cam care sunt modelele, cum e la școala fiecăruia. În Arad, de exemplu, citesc că multe școli au convenit cu părinții să fotografieze rezultatele testelor rapide. Serios. Și cu prima pagină din Scânteia. Să se vadă data. Deci se fotografiază. Altele s-au înțeles cu părinții să trimită la școală o notă scrisă semnată cu rezultatul testului pentru COVID. Trebuie și de sarcușină? La tine, Zaf, înțeleg, se face la școală. Da, la noi se face la școală, de către asistentă. Cum transmiți? Noi facem acasă, nu transmitem. Dar cum faci? Păi nu, doar în caz că e pozitiv testul. Băi, până la urmă nu, dar serios acum. Ce sens are să trimiți poza? Adică dacă ești atât de irresponsabil încât să nu anunți că e testul pozitiv, poți să faci o poză azi cu testul de luni negativ, corect? Și de acum înainte, când o fi să ai vreodată un test pozitiv, o trimiți pe aia de azi, că nu stai nimeni să depozici? Că dacă n-ai pagina din ziar să se vadă data, de unde știe lumea? Așa când... nici nu poți demonstra că testul ăla a fost făcut pe copil. Dar mi-e greu să filmezi. Mi-e greu să cred că un om putea să aibă test pozitiv al copilului și să zică, du-te, tată, la școală, că... Dar nici nu există oameni în țara asta care nu cred că acest virus există, care consideră că e o conspirație mondială, că media e controlată. Aia sunt capabili să nu facă testul deloc sau să... Da. 0372069599. Haideți să vorbim despre asta puțin. A început deștestarea elevilor. Cum a fost experiența? Vrem să vorbim cu părinții, cu bunicii care s-au ocupat de testele acestea. Credeți că o să meargă sistemul ăsta? Credeți că testele astea de tip screening așa o să funcționeze? O să poată să identifice cazurile de COVID și să le elimine din sistem? Sau o să dea kicks? Părerile voastre la 0372069599, asta e pentru telefoane, sau mesaje audio pe WhatsApp, dacă vă e mai confortabil așa să înregistrați un mesaj audio, 0728111222. Despre cum merge cu testarea elevilor, că de astăzi începe toată treaba, avem multe mesaje, unele sunt chiar super simpatice, o să le difuzăm, încercăm să difuzăm cât mai multe, și telefoane, desigur. Cristina, bună dimineața! Hai să începem imediat. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața, Cristina! Neața. Da. Mă auziți? Da, da, te auzim foarte bine. Da, copii, cum a mers testarea, dacă ai încredere că o să funcționeze? Eu zic că, mă rog, din prima experiență de azi dimineață, care a fost prima, da? Încep să am ceva îndoieli, cu toată bunăvoința pe care o au părinții și elevii și toată lumea, toți profesorii. Problema este că acum dimineața am constatat că testele pe care le-au primit copiii mei vineri de la școală, ei sunt elevii în același liceu,
în clase diferite, au primit testele, adică seturile, două seturi, unul pentru azi și altul pentru joi. Și am descoperit că setul unuia i-a fost incomplet. De exemplu, i-a lipsit unuia din ei punguța în care trebuie să depună saliva și din care trebuie să preia cu pipeta. Așa că a trebuit rapid să găsim o soluție și am folosit o punguță, mă rog, sterilă, pe care aveam eu prin casă de la, mă rog, alte... Deci te tem că ar putea fi contaminate aceste probe, asta este problema. Da, da, să fie incomplet mi se pare bizar, pentru că dacă nu aveam acea punguță, nu știu ce făceam. Scuipa într-un pahar, doamnă. Într-un pahar sau, da, care, nu știu, dacă cât de bine spălat e, cine l-a spălat, că suntem mulți în casă aici. Păi dacă aveți pahare prin casă cu coronavirus prin ele, nu preochie. Da, da. Mulțumim foarte mult pentru intervenție, Cristina. Mulțumim, Cristina. Continuăm cu Laurențiu. Laurențiu. Neața. Bună. Neața, băieți. Salut. Da, te rog. Da. Vreau să vă spun că dimineață, când am coborât să mă duc la baie, m-am panicat grav când am văzut testul ăla. De ce? Am zis, ia să vezi, Moș Nicolae, ce surpriză mi-a făcut. Mă și gândeam, septembrie, octombrie, lapte praf, Pampers. Când m-am apropiat așa cu inima strânsă, am văzut că e o liniuță pe zic, indiferent ce test ar fi, e ok, pot să îmi revin. Bun, să revenim acum la lucruri serioase. Da. Puștiul meu a făcut testul dimineață, a primit kitul de la școală, dar nu trebuie să ducem niciun rezultat, nimic, doar merg pe încredere. Adică să dacă pe e... Da, da, doar și pe grupul de părinți ați discutat despre această probă de încredere ce trebuie dată? Sincer, nu sunt pe grupul de părinți pentru că a trebuit să stau 24 din 24. Ești cu telefonul. Prudent. Da, sunt prudent. Am plasat responsabilitatea către soție, am zis să vezi cum faci. I-am spus dinainte, o să intri pe grupul ăsta și o să vezi că telefonul o să-l pui pe grupul, să-l pui pe silent, că o să primești mesaje non-stop. Zice, aia, nu cred că o să fie așa. E, chiar așa a fost. Și chiar sunt două grupuri de părinți. Da. Mulțumim frumos, Laurențiu, să știi că testul de sarcină nu tu trebuie să-l faci. Raluca, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Clasa a treia, sector 4, a primit două teste vineri, copilul le-a adus acasă, da. Unul pentru azi, unul pentru joi. E relativ ușor de făcut, dar nu știu în ce măsură voi pot să am încredere în situația în care sunt părinți care își trimit în continuare copilul cu panadolul în geantă, că e doar răcit. Asta a convenit cu școala, adică am fost notificat oficial să trimitem poze doar în situația în care testele se pozitivează. Dacă adevărit că n-ai când să trimiți zeci de poze cu teste încredere, negative. Da, ai încredere în ceilalți părinți? Din ce nu, știi? Nu. Cum v-am spus, te trimit cu pastilele în geantă, e doar răcit, e o conspirație, martienii, reptilienii. Da. Uite, cum aștept și voi. Apropo de asta, avem un mesaj de la Miercurea Ciuc, de la o doamnă profesoară, da, care ne spune că unii părinți, printre ei cei mai vocali fiind cadre medicale, spune dânsa, refuză testarea copiilor de liceu. Din 23 de elevi mi-au trimis rezultatul 19, ne spune această doamnă profesoară. Uite, vezi, asta e o școală în care se cer rezultatele, indiferent dacă sunt negative sau pozitive, înțeleg. Că au trimis 19, doar, da, 19 din 23. Uh-huh. În alte școli se cer doar testele pozitive. Exact. Ceea ce, mă rog, acum... Încă o dată, poate că e mai bine să fie variații, așa? O să vedem care variantă e cea mai bună. Hai să ascultăm și niște mesaje, revenim imediat la telefoane. Bună dimineața, băieți! Eu cred că nu o să meargă, este o mare pierdere de timp și de bani. Deja a apărut pe toate astea de socializare, pe TikTok, pe Facebook, pe toate nebunile astea, o grămadă de copii, de elevi care își fac testul din... recipiente cu băuturi energizante, din apă minerală. Deja au început să filmeze cum păcălesc ei, o să păcălească ei la școală profesorii sau, mă rog, este o mare pierdere de timp și bani. Atât. Dacă ești elev clasa 10-a, 9-a, ce-i de făcut? Adolescență, când se cere să faci ceva, oricum te împotrivești. Categoric, da, din principiu. Da, din principiu trebuie să fii împotrivă. Bună dimineața, băieți! Încă n-am apucat să verific, dar părerea mea vis-a-vis de testele rapide e că o să explodeze OLX-ul de teste rapide de vânzare. Vă salută, Cătălin din Pitești. De ce vrei să cumperi? Poate le-ai mai ieftin decât de la farmacie. Da, bine, nu ești niciodată convins că sunt și safe.
oricum cineva ne scrie și are dreptate, că măcar o bună parte dintre cei care vor face testele astea vor avea, dacă vor fi da. Să fie rezultate pozitive, vor mai evita niște adică, cazuri. Adică tot un bine tot există. Adică e mai bine decât nimic, corect. Laurențiu, bună dimineața. Bună dimineața, Laurențiu. Neața, băieți, din București, sector 6. Te rog. Am primit testele vineri, două bucăți pe semnătură. Ieri am citit cum se face, dimineața a fost foarte ok, negativ. Rezultatul nu trebuie să trimitem prin poză, toate deșeurile plus rezultatul trimitem într-o punguță cu copilul la școală, unde va fi distrus. Mamă, deci acolo, deci acolo trimite și dovada. Asta n-am întrebat. Da, dovada plus deșeul, tot ca să fie eliminat toate resturile de ambalaje, paharelul, absolut tot. Păi ce-ai făcut, mă, Luca? L-ai aruncat la gunoi. Mulțumim, Laurențiu. Sunt pozitive. Ok, dacă da. E pozitiv, cred că ar trebui cumva, deși da. Nu cred că sunt norme în sensul ăsta. Dar ai selectat, sper. Da, normal, normal. Costi, bună dimineața. Bună dimineața. Neața, da, am primit testele, am o fată și un băiat, totul e în regulă, foarte simplu. Mm-hmm. N-am căutat niciun recipient special, poate să scui pe oriunde, dacă totul e steril. Și așa scui pe oriunde. E foarte simplu, e foarte, foarte simplu și banal. E o ghidare, e vorba de conștiința fiecărui. Adică da. Păi aici e de foarte fapt... simplu, e o responsabilitate da. Banală care trebuie să avem toți. Adică aici e marea întrebare, complicat. Știi? Fiind vorba de responsabilitatea fiecărui, aici e marea întrebare, după părerea mea. Da, mulțumim pentru telefoane. Mai avem un mesaj pe care aș vrea să-l difuzez și după aia închidem. Bună dimineața! La noi la școală a zis că dacă nu o să facem testul cum trebuie, o să vină nenea Nuțu Cămătaru după noi sau cu nenea Cătălin și o să ne arăte atunci cum să facem un test. Un început de săptămână cât mai frumos. Ați auzit, copii? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.